Salutare și bun revenit la un nou episod de vlog. Marius Mitrache mă numesc, iar astăzi vreau să continuăm seria experienței grupelor. Este o serie unde eu vă explic concluziile mele din 21 aproape de ani de fiare, timp în care am studiat, am experimentat, am adunat feedback de toate felurile și am ajuns la niște concluzii pe care le voi împărtăși astăzi cu voi. Sper eu cât mai succint, cât mai la obiect și cât mai rapid. Durerile în urma antrenamentului de spate pot fi dureri ale coloanei. În experiența mea, aceste dureri se datorează exercițiilor de tip ramat cu un braț, ramat cu bara din aplecat sau și îndreptări. Eu personal am fugit de îndreptări, dar majoritatea oamenilor ce fac îndreptări au niște probleme. Nu zic că nu poți să faci siguranță îndreptări, poți să faci cu diverse încărcături, diverse tipuri de îndreptări, dar unii oameni pot avea probleme. Ramatul cu bara iarăși te pune într-o postură vulnerabilă cu lombarii, ramatul cu gantera poate și mai mult decât atât, pentru că există o mișcare de antirotație pe care trebuie să o facă oblicul care se opune mișcării brațului ce lucrează și chestia asta poate veni cu niște uzură, cel puțin asta este experiența mea de-a lungul anilor. Nu știu dacă să trec neapărat la spate chestia asta, cât mai mult la trapez, dar în momentul în care lucrezi trapez cu greutăți foarte mari, coloana toracală ar putea să se curbeze și să ai niște probleme asemănătoare cu cei ce au probleme de la îndreptări. Ai putea avea probleme în zona toracală, mi s-a întâmplat o singură dată, ceva ce nu știu dacă ar fi putut fi numită accidentare sau întindere. Dar ideea e că la 70 de kg n-aveam ce să caut să fac trapez cu 190. În timpul antrenamentului de spate mai poți beneficia de dureri ale coatelor. Am observat că se întâmplă chestia asta în momentul în care faci tracțiuni în supinație sau dureri ale umerilor, în special dacă faci tracțiuni la ceafă, motiv pentru care le și evit. Pentru că poți scoate maxim din antrenamentul spatelui fără tracțiuni la ceafă. Nu am niciun beneficiu față de tracțiunile pe față. Când vine vorba de stimul, există ceva ce se numește stimulus to fatigue ratio, raportul dintre stimulul muscular și oboseala cronică generală a sistemului nervos central pe care o acumulezi. Sunt două chestii aici. Oboseala generală înseamnă abilitatea corpului tău la per total toate grupele să se refacă și prăjeala între ghilimele a sistemului nervos central înseamnă capacitatea ta de focus și de concentrare. Și, în general, exercițiile executate cu greutăți mari, cât mai aproape de zona maximală de o repetare, unde sunt implicate cât mai multe lanțuri, cât mai multe grupe musculare, lanțuri întregi musculare, duc la o oboseală a sistemului nervos central cu un stimul pentru creștere destul de mic. Și aici vorbim de îndreptări, o oboseală sistemică enormă, stimul pentru creștere mic. Când vine vorba de ramat, aceeași chestie un pic mai bine ca la îndreptări. Există stimul de creștere, există, dar și oboseala sistemică e mare, pentru că ai atât de mult mușchi stabilizatori, versus să faci un ramat unde ai pieptul sprijinit de suport, unde practic doar brațul se mișcă și toată rezistența vine cumva susținută în torace. Nu mai trebuie să stai în picioare, nu mai trebuie să stabilizezi neapărat cu lombarii la același nivel greutatea cu care lucrezi, poți stimula spatele mult mai bine, cu oboseală sistemică mai mică, dar un stimul muscular mai mare și fix asta căutăm noi în fitness. Dacă nu suntem powerlifter, strongman sau halterofil, crossfitter și așa mai departe. Deci, exercițiile unde stimulezi mai puține grupe musculare, în zona asta ar intra și tracțiunile, deci ramat cu un braț, ramat cu gantera, îndreptări, ar veni cu o oboseală sistemică mai mare și în același timp neîntâmplător și cu un risc de execuție defectuos. Sunt niște exerciții complexe, îți ia ceva timp să le înveți, poate ești motric și talentat și le prezi din prima. Majoritatea oamenilor au dificultăți foarte mari în a face ramat cu un braț și îndreptări și ramat cu bara, dar ramatul cu un braț este un exercițiu ce se poate face corect în mai multe variante, evident, dar este unul dintre exercițiile cele mai bastardizate, dacă vreți, cele mai greșit efectuate în sală. Sunt oameni care fac asta de zeci de ani și tot greșit le fac. Ca volum, antrenamentul spatelui, din punctul meu de vedere, ar trebui antrenat cu mai mult volum, pentru că este o grupă complexă. Spate înseamnă practic tot ce se întâmplă în zona toracală în spate, de la trapez superficial, marele dorsal, erectorii spinali, teres major și mulți alți mușchi mici, unii posturali, unii care chiar contribuie la masa musculară per total. Și deci ai nevoie de un exercițiu pentru trapez, unul pentru lombari și unul, două pentru lățime și asta înseamnă tracțiuni, mă rog, nu intru în detaliile astea, o să intru cu altă ocazie, și unul, două pentru grosime și asta înseamnă ramaturi. Bineînțeles, nu există alb și negru, dar în mare ați prins ideea. Deci undeva între, să zic, un minim de 4 și un maxim de 6 exerciții per antrenament. Frecvența cu care ar trebui să faceți chestia asta este
frecvența pe care o puteți voi duce la bun sfârșit, unde să vă și recuperați. Din punctul meu de vedere, frecvența cu care pot să distrug spatele la un antrenament, să scot maxim din el, din toate punctele de vedere și să mă și refac pentru următorul antrenament, ar fi undeva la 5, 6, 7 zile. Cam pe acolo e perfect. Dacă trece de 7, e prea mult pentru mine, mă refac mai devreme de 7 zile și mai devreme de 5, clar nu sunt refăcut și chestia asta se vede la pompare, la forță, mai ales la durerile articulare, la țesuturile conective. Split. Ați putea face push-pull legs, dar dacă vreți chestia asta, se poate. Se poate push-pull legs. Bineînțeles că se poate. Dar nu mai faceți 6 sau 4 exerciții per antrenament, ar trebui să reduceți numărul de exerciții sau, dacă vreți să rămâneți cu exercițiile astea, atunci mai multe serii pe care ar trebui să le numărați, serii duse la sau aproape de epuizare, serii de lucru, serii care contează, nu serii premergătoare sau de încălzire, nu junk volume, serii de lucru. Ideea următoarea, practic. În unitatea de timp, indiferent de cum împarți, ar trebui să ai același volum. Adică în loc să faci 10 serii o dată pe săptămână, există multe argumente pentru care ar trebui să faci 5 serii de 2 ori pe săptămână, dar din punctul meu de vedere, ideal ar fi să faci 7 serii odată la 5 zile. Ca în unitatea de timp de 20 de zile, să ai 20 de serii. Acum poți să le împarți în 2 antrenamente, în 3, opinia mea, sau în 4. Sweet spot, din punctul meu de vedere, este la 5 zile. Doar că nu mai arată simetric. Nu mai ai în fiecare miercuri același lucru și o să trebuiască la fiecare 3 săptămâni să se repete grupa în ziua respectivă. Strategie. Spatele nu răspunde, e grupă deficitar, ok, îl lucrezi după o zi de pauză, îl lucrezi prioritar, începe antrenamentul cu el și nu numai asta, dar vă recomand varianta care la mine a funcționat, lăsăm la o parte execuțiile tehnice, o să vă fac video despre chestia asta, dar foarte, foarte pe scurt, începeți cu preobosire, începeți cu pullover. Faceți acest pullover la cablu, nu pullover-ul cu gantera. E o destul de mare diferență între cele două, dar încercați pullover-ul la funie sau cu bara. Căutați Marius Mitrache spate, o să găsiți 2, 3, 4 videouri. Vedeți acolo execuțiile care cu siguranță vă vor fi de folos și executați acest pullover ca și preobosire, după care mergeți mai departe către ce vă doriți mai mult. Ce e mai important pentru voi? Lățime, faci tracțiuni, grosime, faci ramat. Și antrenamentul la final va fi întotdeauna terminat cu hiperextensii pentru erectorii spinali. Eu am o manieră diferită prin care fac acest exercițiu. În momentul în care m-am apucat să-l fac, cred că sunt vreo 15 ani de atunci. N-am văzut pe absolut nimeni să-l execute așa. Acum văd că este unanim acceptată execuția asta. Am văzut totuși și voci contrare cum că n-ar fi safe pentru spate. Pot să îngrop această afirmație din foarte multe puncte de vedere, dar să lăsăm video scurt. Sper că v-a plăcut acest vlog. Sper că ați găsit folositor, instructiv, educativ. Iar dacă da, vă aștept să dați un subscribe, un like, un coment, un share. Activați notificările pentru că mă ajută cu algoritmul YouTube. Urmăriți-mă și pe TikTok și pe Instagram. Pentru suplimente, echipamente și accesorii de la GymBeam aveți cod de reducere MARI5 și link-uri în descriere. Transport gratuit la comenzi de peste 150 de lei, costă doar 9 lei. Transportul la comenzi de sub 150 de lei, puteți plăti atât rambursat și cu cardul, iar livrarea se face în 24 de ore. Vă mai recomand și abonamentul SX, care pentru doar 127 de lei pentru prima lună vă oferă acces la peste 375 de săli din toată țara. Prețul este redus de la 149 de lei cu 22 de lei dacă folosiți codul meu de reducere Marius25. Aveți și link către site în descrierea de mai jos, dar puteți intra și în App Store sau în Play Store, downloadați aplicația SX. Dacă în zona în care vă aflați există săl partenere, luați în calcul acest tip de abonament pentru că poate fi avantajos pentru voi. Dacă nu, atunci mai așteptați. Verificați periodic pentru că se adaugă constant noi colaboratori. Pentru produsele de îngrijire pe care le folosesc și le recomand, downloadați aplicația Magic Salon. Împreună cu saloanele Magic am reușit să organizăm o selecție de produse cosmetice și de îngrijire vegane și netestate pe animale care se găsesc în aplicația lor, în secțiunea produse pentru el și ea, sub categoria Marius Recomandă. Profitați și de serviciul unic în România, Magic Oriunde, ce vă oferă toate serviciile de salon la voi acasă. Găsiți detaliile și tarifele în aplicație. Din restul de vloguri făcute de mine, YouTube consideră că pe acestea două le-ați găsit interesante. Haideți să ne vedem cu bine la episoadele următoare. Vă salut! Bye.